Vă salut. Vă spun că am ținut telefonul în congelator la minus 18 grade. Că de la căldura asta se încălzește și se oprește, nu mai filmează. Deci, aici am iscoadele mele, două bucăți, da? Ăla din stânga cu caturile astea a fost primul care l-am adus acasă. Și ăsta care l-am adus al doilea. Hai să vedem ce miere are. Ia să punem mai aproape. Hai să vedem ce miere găsim jos în cuib și să-i punem niște caturi cu miere. Asta cu erou. Deci asta l-am. Așa, hai să vedem ce avem pe aici. Deci n-a mai fost deschis de mult. Ramele cu miere le-am luat. Cine a văzut filmarea, că a avut două caturi de-astea mici. Le-am luat că nu puteam să-l transport. Adică să-l urc singur în mașină. Și acum vedem ce găsim în cuib. Care n-a mai fost deschis de foarte mult timp. Înainte să-l duc la tei, știu că l-am deschis și m-am uitat în el ca să văd ce miere are. Hai să vedem, a blocat cuibul. Ce a făcut aici? Are puiet? Nu are? Da, e clar, e blocat. Deci ia uitați-vă aici. Zice unii că se deblochează singur. Se mai deblochează ăsta? O pălmuță de puiet aceea are atât. Se mai deblochează? Hai să vedem ce mai găsim în el. Deci o ramă plină cu miere. Deci înseamnă că și aia de pe camion la fel îi găsesc. Ia uite aici, a doua, plină. Hai de mine și eu am zis că mai fac o extracție. Deci mai am făcut prima extracție la camion. O să fac a doua extracție din caturi, că i-am pus din nou caturi goale. Și a treia extracție va fi, uite așa, din cuib. Păi ciu, îi las ramele astea să ierneze cu asta așa? Nu se poate, bă, tăticule. Asta e mierea care se vinde. Păi dacă nu vând mierea asta, mai am bani să le întrețin? Mai am bani de pastoral încă un an? Ia să vedem pe aici. De aici are ceva puiel arvar, dar și asta e blocată cu miere. Deci foarte, uite, are și o blocată. Nu știu dacă rămâne asta, să vedem. Foarte puțin puiet aici. Uite, asta rămâne. Are coronița aici sus și până aici e puțin ouat. Dar are coronița mai mică și aici e puțin ouat. Uite, regina e aici. Avem reginuța aici. Așa, deci asta rămâne. Următoare. Și asta rămâne, uite, puiet. Și cred că să văd celulele pline cu miere. Deci vreau să o blocheze și pe asta. Asta rămâne în cuib. Eu deja formesc cuiburile de iarnă. Deci ceea ce îi fac acum la ăsta, o să fac la toți stupii de pe camion. Asta. Are aici puiet și coroniță, rămâne și asta. Aici are mai mult, mai multă miere. S-ar putea să o dau mai în margine. Deci ceea ce fac eu acum, eu nu dau lecții la nimeni, eu vă arăt ce fac eu. Asta din nou blocată cu miere. O să o extrag acum. O să o extrag. Și o aduc înapoi după ce o extrag.
Așa. Asta din nou blocată cu miere. Plină de miere. Aici are niște polen. Și aici e plină de miere până jos. O să o extrag și o aduc înapoi. Și era... Deci nu prea mai e puiet. Și asta din nou placă de miere. Și pe asta o să o extrag. Și va rămâne așa. Rama asta va rămâne în margine. E destulă miere pe ea, cred că se vede. Aici puiet. Va rămâne asta, care are ceva mai mult puiet și coroniță de miere. Uite ce puiet mai am, pe două rame, mă. Pe două rame, mă. Aici puțin puiet larvar și aici avem și regina. Bun. Deci restul de rame se extrag. Le extragem. Deci asta are atâta puiet, uite aici. Restul e miere. Înseamnă că eu mai fac o extracție din cuiburi. Cel puțin 15 kg, cred că, pe familie. Cel puțin 15. Cam așa, între 10 și 15. Așa, și acum pentru că se vede mai bine aici. Uitați ce coroniță avea, miere lichidă de până aici, aici puțin polen. Hai să vedem ce rame scoteam eu. Rama asta are un 2,5 kg, să zic. Uite ce puiețel avea pe asta. Îmi spuneți mie că se mai debloca singur, oare mai rodea aici de nu era căpăcită să extinde niciodată în luna iulie, nu mai roade la mierea căpăcită. Eventual până aici, atât, doar până aici. Nu mai roade ea la mierea căpăcită acum. Aici. Vreți să spuneți că mai o regina? Încad în polenul ăla și poate depune aici puiet atât. Aici nu mai roade niciodată. Da, primăvara roade coronița. Aici oare se mai extindea? Aici regina și oua? N-ai să vezi în luna iulie și august niciodată. Aici, uite, polen și miere. Mai se extindea, nu se mai extindea. Aici nu mai zic, rama plină. Deci... Ceea ce fac eu acum, eu consider că este bine. Nu dau sfat la nimeni să facă așa ceva. Dacă vreți, nu umblați deloc în cuiburi și lăsați-le pe ele, că albinele sunt deștepte și știu ele ce să facă. Bun, extrag mirea și revin la stup ca să le bag înapoi. Uite, rame. Aici la fel. Aula, nu cred că se vede ce fac eu. Cum am pus eu camera asta? Am greșit. Deci, mai avem așa rame de miere necăpăcite de astea mici. Și uite, le-am băgat aici. Ai bag 9 decât. Uite așa. Distanțate puțin.
Și acum o să-i pun caturile cu... cu miere. Ia să văd, am eu loc aceea. Uite așa. Vai de mine, asta-s plumb. Au peste 35 de kg. Ia tăticule aici. Acum experimentăm stupul care are miere câtă vrea, să vedem, să umple de puiet, ce face. Deci am făcut spațiu în cuib. Oi da. Ați văzut că i-am făcut spațiu. I-am dat miere acum, dar nici n-a visat să aibă vreodată atâta. Deci aici sunt rame. Uite așa, pline la față. Până jos. Sus până jos. Dar nu sunt căpăcite. Și le las aici să le ventileze, să le căpăcească. Să le lăsăm aici. Bun. A plăcut? Cam asta. Stai să-i pun podi ăsta capacul sus. Gata, i-am pus și capacul. Și uite, acum avem un experiment. Doi stupi, deblocat cuibul, are însă o regina. Ați văzut, nu are puiet văros, e sănătos. Miere destulă, 30, 60, 90, cu ce mai încatul mic, 100 de kg. Și asta la fel, 100 de kg. Are 100 de kg de miere. Da? Ce ușor e când stai pe, uite așa, să fii cu ei pe staționar. Pui catul tata acolo și poți să le extragi toamna. Dar de obicei care stă pe staționare îi comentează pe ăștia care sunt în pastoral că nu-i bine că scoate mierea prea devreme. Ia să vedem, bă, tata, cât avem aici. Uite, 100. 10, 20, 138. L-am pus pe egal. Da? Ia uite, bă, ce bâzeală s-a făcut, doar că am scos niți câteva rame și am extras. Ca să vă dați seama dacă eu extrag acasă ce se întâmplă. Uite ce bâzeală e aici. Și doar cu ramele m-am dus în casă și le-am extras. Bun, v-a plăcut, cam asta am făcut. Și vor rămâne ăștia cel puțin... zile vor rămâne așa cu care. Peste o lună, poate pe 1 august, 5 august, nu știu, scoatem... Dăm caturile jos, extrag mierea și vedem ce găsim în cuiburi. Dacă îi găsim așa plin de puiet, na, are miere mult acum, nu mai e în stres. Nici albina, nici regina că n-are miere, are 100 de kg de miere are. Hai să o vedem practic așa. Așa, și asta e mierea care am scos-o din cuib. Uite. Bă, cam închis. Uite, e gălbuie, dar cam închisă. Eu cred că a fost ceva miere de mană. Și de-aia e și mai închis așa. Și acum hai să vedem exact, că eu am zis că am scos în jur de 15 kg, nu? Hai să vedem cât e. Opa! Uite, mă, că nu e. Stai. 14, 80, 14 kg, că are un kg și găleată. Deci 14 kg am scos din cuib. Poftim, zicem o medie de 13. Dacă scot 13 kg din fiecare stup, faceți voi socoteala. Uite, mă, e gălbuie, dar un galben închis așa. Da. Cam asta e merecica. Oricum, sunt foarte mulțumit anul ăsta. Anul ăsta sunt mulțumit tare de tot. Și uite, asta e din catul ăsta. Din catul ăsta mic. Ia uite. Aici e lichidă, căpăcită. Uite. Păi ce mi se pare curios că nu prea a ieșit galben așa, de obicei era mai galbenă mirea de pare soare. Uite, aici e mai galben nițel, da? Uite. Stai mă să gust eu din ea să văd. Ia să vedem, bă, tata. Eu nu bag degetul în ramă, că nu prea e igienic.
Să-mi ling eu degetele. Uite, eu puțin galbui asta. Da. Gustul de la floarea soarelui, gust de miere de floarea soarelui, dar nu e galbenul ăla așa cum îl știam eu în alți ani. Bună. Bun, cam asta a fost. De nou mi-am pregătit mașina pentru vânzare. Ați văzut, o zi cu raft, o zi fără raft, car cu ea, caturi. Cam asta e activitatea. Ia să vă, s-au mai potolit astea aici, că începuse așa băzială de furtișac. Stupii vor mai sta la câmp, cred, o săptămână, dar abia căpăcește mierea acolo, vedem ce miere mai bagă. Poate mai mut în altă parte, nu știu sigur. Și după aia aduc și pe ei acasă. Uite, caută pe aici, uite. Ce căutați pe acolo? Ce? Au fost ramele acolo? Ce aveți? Bă, chiar sunt curios, tu piștea. Lăsăm așa o lună. Dacă am văzut că am avut probleme cu sonorul, am ascultat puțin în filmare. Și s-auzea gâjit, nu știu ce avea. Ce? Intrați pe aici? Să nu intrați. Ia, pe aici? Hai că nu-i loc. Nu știu ce a avut sonorul, dar gâjit și a făcut urât. Iar să mai întâmplă. Deci vom vedea dacă acești doi stupi cu aproape 100 de kg de miere în caturi, vregina se extinde, bagă puieți, se dezvoltă exploziv. Hai să vedem. Eu nu prea cred. Dar uite, vor rămâne aici, fiindcă eu am nevoie să-mi ventileze mierea aia, că e necăpăcită.